Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Agenda Electorală. Suntem deja în a doua săptămână de campanie electorală pentru alegerile europarlamentare și pe lângă modul agresiv, acuzativ al opoziției, constatăm și modificări de abordare din partea tuturor partidelor, în special privind tematicile abordate și conținutul retoricii. În loc să fie discutate aspecte constructive privind nevoile și prioritățile României în raport cu Uniunea Europeană, partidele politice ce fac, în special cele din opoziție, lansează acuzații virulente, generând astfel o stare de tensiune neproductivă. În dorința de a transmite un mesaj scenei politice, am invitat astăzi în studioul nostru pe domnul dr. Anton Ardelean. Dânsul este și primar al orașului Tăuțe Măgărăuș, dar este și vicepreședinte PSD Maramureș, un om care promite și face, în loc să critique și să acuze. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Domnule primar, trăim în campanie un fel de nebunie neproductivă, așa cum spuneam, în care se discută prea puțin despre oameni și România, ceea ce de fapt oamenii așteaptă. Oare politicienii nu înțeleg că nu ei sunt importanți, ci țara și cetățenii ei și că imaginea noastră în Europa nu poate fi confiscată de niciun partid, totuși? Aveți dreptate și telespectatorii trebuie să vadă că retorica, cum a spus bine, a spus dumneavoastră, această retorică agresivă a opoziției se continuă. Dragi telespectatori, dumneavoastră trebuie să aveți în vedere că acum sunt alegeri europarlamentare. Eu acum o reprezint pe doamna Crina Chilat, primul eurodeputat din Maramureș, care are șanse să fie aleasă pe listele Partidului Social Democrat. Dar vreau să vă spun un lucru. Iată că ne trezim acum la alegeri, vom merge în Europa și scandalul continuă, deci temele interne sunt abordate teme interne foarte mult, ceea ce nu e normal, fiindcă noi candidăm acum la europarlamentare și Europa, de vezi, de-abia așteaptă să fim dezbinați, de-abia așteaptă România să fie o tratată ca o țară de mână a doua. Țară de mână a doua, o țară care să fie, de fapt, o țară de consum, pentru marile marketuri și lanțuri de magazine ale lor și, mă rog, tot ce livrează vestul. Ei, a venit momentul, în sfârșit, dragii mei, să ridice și România capul sus, să stea și România la masă cu cei din vest. Sigur că dumneavoastră o să ziceți că e o afirmație a mea așa numai, de dragul de a fi, fiindcă și astăzi, la momentul discuției noastre, vedem că la summitul de la Sibiu, România este doar președinte, n-a fost invitat premierul, guvernul, motivele sunt varii și complexe, nu le discutăm acum, dar vreau să vă spun că prin asta se observă cât suntem noi de bine, să zicem așa, tratați și de văzuți de către cei din vest. Așa. Mai mult, grav, este, dragi telespectatori, că noi ne bârfim țara. Noi, vă rog să vă amintiți de mesajele lui Macovei, de mesajele lui Cristian Preda, al lui Neamțu, al lui Stolojan și celorlalți de la Partidul Național Liberal, ce mesaje au transmis despre România și că au votat împotriva țărilor acolo, când trebuie să fim uniți. Deci noi trebuie să luptăm pentru demnitate, să fim patrioți. Deci patriotismul României și a românilor lipsește. Și atunci profită de noi și de România ceilalți din vest, care le pare bine că suntem dezbinați și efectiv trecute în plan secundar problemele României și nu am fost admiși în Schengen, deși condițiile le îndeplinim. Nu s-au ridicat măsurile de la MCV pe linie juridică, deși nu mai sunt probleme în România. Vă spun, tot corupție și aceeași placă uzată, corupție în România, sunt mai corupție decât noi și corupție la nivel mare, la nivel macro, la nivel bancar, la nivel de guvern, la nivel de miniștri, la nivel de țară, dacă vreți, există corupție, vă pot da și exemple. Și atunci ne punem întrebarea foarte, foarte simplu, ce e de făcut? Dragi români, e de făcut următorul lucru, să veniți în 26 mai la vot, să votați candidații Partidului Social Democrat, care sunt români adevărați, care pledează pentru România la Bruxelles și în fața vesticilor, altfel vom fi tratați în continuare ca o țară bananieră, o țară de mâna a doua. Mai mult,
trebuie să vedeți că noi combatem pe cei care urăsc și nu sunt de acord cu poporul român. Vreau să vă spun acum și aici, nu știu ce drept au Timmermans, Max Weber și cu alții acolo ca să spună și să ne dea ordine la noi în țară. Nici măsurile care au fost adoptate și hotărârile Curții Constituționale nu ne-au lăsat să le aplicăm. Mână în mână cu asta este și președintele, din păcate, acest președinte Gică Contra, care efectiv joacă în mâna și pe mâna vestului. Dragii mei, noi trebuie să dăm dovadă și nu ne va ajuta nimeni dacă noi nu suntem verticali. Sigur că da, trebuie să avem un mesaj corect, drastic și ferm împotriva... Am văzut că aveți și un mesaj al Partidului pentru această campanie Patriot în Europa. Mai trebuie și alt mesaj? Împotriva ce? Patriot în Europa, și împotriva birocrației. Vreau să ating și acest punct. Birocrația în Uniunea Europeană este foarte mare. Pentru accesarea fondurilor europene, la noi, dragii mei, ne trebuie atât așa bibliorafturi, trebuie să semnăm 3.000, eu am proiect, 6 proiecte, n-am venit să mă laud eu aici, am venit să vorbesc despre candidata noastră, Crina Chilat, pe care o susținem, și despre europarlamentare. Dar accesarea fondurilor europene este o problemă ferbinte. Sigur că guvernul PSD a avut rezultate mai bune față de guvernul Zero, de guvernul Cioloș, față de ceilalți, dar nu suficient. Și acum vă spun piedica mare care o avem noi românii. Noi avem 62 de criterii care trebuie să le respectăm la întocmirea unui proiect. La noi un dosar cu proiecte arată atâta. Eu sunt înfrățit cu un oraș... Și la alte țări cât, domnule? Sunt înfrățit acum, mi-ați luat. Da. Chiar vreau să vă spun, cu un oraș din Polonia, cu Slovacia, Austria, Ungaria, la polonez sunt 8 criterii. Dosărelul lor atâta cuprinde. 8 criterii. Bun, și cine ar trebui să reglementeze toate acestea? Eurodeputații, europarlamentari? Da, eurodeputații ar trebui să reglementeze această treabă și vreau să o rog pe doamna Crina Fiorella Chilat și pe eurodeputații de la PSD și pe toți românii, de fapt. Pe noi asta e baiul, doamna redactor șef, că noi nu avem un limbaj comun peste graniță. Adică dacă aici ne certăm, am înțeles, este plan intern, ne certăm noi. Dar când am pășit dincolo, am trecut frontiera, acolo vorbim la unison despre România, despre nevoile care le avem noi. Și atunci, aceste 62 de criterii trebuie multe din ele scoase, fiindcă din exces de zel guvernul Boc le-a introdus acolo ca să să dea dovadă că noi România facem ce facem. Și atunci, să reducem birocrația. Europarlamentarii pot să pledeze la chestiunea asta. Dar acum vreau să vă spun că eu i-am întrebat, am fost la Bruxelles și am întrebat eurodeputații din alte țări. Păi, uite, nu înțelegeți, și de față la noi era Negrescu de la PSD și Cătălin Ivan, încă era la PSD. Și am spus, domnule, nu e posibil ca România să aibă 62 de criterii pentru accesarea de fonduri europene și Polonia 8. Deci, dragii mei, un deputat danez a răspuns, România, voi sunteți de vină, voi vi le-ați introdus. Deci unul din problemele pentru ca să accesăm fondurile europene trebuie eliminate foarte multe criterii din cele 62, fiindcă nu sunt necesare. Sigur că trebuie să vă explic, 62 de criterii înseamnă 62 de servicii la nivel de minister, da, fonduri europene, 62 de zeci de posturi la fiecare serviciu și înseamnă o birocrație imensă. Durează 2-3 ani până îți vine un proiect la bunitare. Vă dați seama? Acum eu vă spun că am experiență și nu mă laud. Am 6 proiecte europene cu accesare de fonduri europene, am și câteva acum în derulare și câteva care așteaptă să fie bunitate și să li se dea drumul bancabil, dar nu e posibil. Deci asta e una din problemele mari care, iertați-mă că nu vă las, una din problemele mari care trebuie discutate și nu se discută. Adică să înțeleg că o să ia și noastră tema de casă. Accesarea fondurilor europene, doamna Crina Chilat, vă ocupați, fiindcă sunteți expert contabil și vă susținem cu toată suflarea noastră și cu toată inima noastră, vă susținem să ajungeți eurodeputat. Vă ocupați de simplificarea procedurii de accesare fondurilor europene. Mai mult, Crina Chilat este expert contabil, expert financiar. Acum se votează în legislatura care începe la Uniunea Europeană, se votează bugetul pe următorii 5-7 ani al Uniunii Europene. Avem nevoie de expertiza domniei sale, fiindcă are o firmă privată și s-a descurcat și se descurcă foarte bine, deci a lucrat numai în mediul privat, este firma domniei sale. Vreau ca să aveți grijă la repartizarea fondurilor și a banilor,
și trage semnale de alarmă. Că dacă nu vorbiți, eurodeputați, în minutul ăla care vi-l dă la fiecare punct în ședință, atunci n-au de unde să știe. Vreau să vă întreb ceva, domnule primar. Asta e unul. O să am mai multe criterii despre care vreau să se vorbească. Sigur, o să vorbim la europarlamentare. Emisiuni și o să fim curioși, bineînțeles. Vă rog. Dar să vorbim despre guvernarea locală raportată la conceptul european. Cât contează pentru cetățeanul din Teuții Măgărăuș, din Maramureș, cine sunt reprezentanții României în Parlamentul European? Asta să ne spuneți în primul rând. Da, mulțumesc pentru întrebare. Beneficii directe aveți dumneavoastră ca primar de oraș în nord-vestul României, câtă vreme eurodeputații nu sunt clar arondați. Vreau să vă spun că un mare avantaj avem noi, maramureșenii, dacă vom ieși la vot și vom vota pe primul și singurul reprezentant al Maramureșului pe loc eligibil, pe doamna economist Crina Chilat. Dragii mei, vreau să vă spun că mă duc cu draftul de proiecte la Bruxelles sau vine domnia sa aici sau ne ducem la București, la Ministerul Fondurilor Europene. Foarte mult putem fi ajutați pe această linie de accesare a fondurilor europene. Doi, tot ce apare nou, toate directivele Uniunii Europene care apar, prima dată eurodeputații le știu și detrag semnale de alarmă. Primarilor, pregătiți-vă rapid pe axa 2, axa 3, axa 5, axa 7, pe mediu, pe construcții, pe școală, pe grădință. Și atunci avem informația. Deci informația cine o are este un om puternic. Noi primarii, dacă avem informații, vom fi și suntem puternici. Vreau să vă spun că eu nu m-am bazat doar pe fondurile și bugetul local, nu m-am bazat doar pe sprijinul guvernului Partidul Social, al nostru, al Partidului Social Democrat. Am accesat și fonduri europene. E greu, e de muncă, dar nimic nu-ți vine de-a gata. Și atunci, acesta este beneficiul nostru. Pe toate liniile care există și pulsează în economia României, eurodeputații ne pot ajuta. Foarte mult contează informația. Noi deja, vreau să vă spun un lucru și aici și mă mulțumesc de întrebare. Polonezii, așa s-a nimerit. Am fost în vizită la ei și zice, păi, zice, tu accesezi pe axa nu știu ce. Păi stai mă că la noi nu a apărut. Cum Dumnezeu zice că la noi de o lună deja pe monitoare și pe fluxuri? Devină cine e? Devină sunt eurodeputații și Secretariatul General al Uniunii Europene care trimite informațiile în ultimul moment la România, exact la scadența termenului. Deci, ca dovadă că ne tratează ca și o țară bananieră. De aia vreau să aud limbajul comun și demn și patriotic al eurodeputaților acolo. Când se vorbește ceva, imediat să se vorbească pozitiv și despre România. Pentru că merităm. Vă rog să-mi spuneți, cum 4 milioane de români care lucrează dincolo sunt foarte bine văzuți și harnici, forță de muncă bine instruită, care a plecat dincolo. Deci sunt buni românii și la prețuri mai mici decât ceilalți. Noi acum trebuie să creăm locuri de muncă aici, trebuie să-i atragem înapoi și să le dăm salarii. Tot la acest capitol, e normal, doamna mica și dragă spectator, multinaționalele care își fac miliardele în țară la noi, profitul îl exportă la ei. Știți ce am spus la multinaționale din Teuții Măgărăuș? Vreți să aveți muncitori? Vă rog să plătiți. Vă rog să dați bani la oameni. Și s-au conformat, sunt în Teuți Măgărăuș societăți cu cel mai bun salariu care se dă la muncitori și facilități. Dar au înțeles și le-am explicat să nu credeți că românii sunt mai proști decât... De-aia vă pleacă. Și vă folosiți doar de forța noastră de muncă. Și atunci ei au provizat forță de muncă ieftină, forță de muncă calificată, facilități din partea României, gaz, apă, canalizare, le asigurăm noi autoritățile publice locale la poartă. Și atunci, mersi, sigur că faci profit. Sigur că faci profit. Dar atunci noi trebuie să vedem lucrurile astea și să nu ne lăsăm duși cu zăhărelul. Pentru că la noi când aud, cine e Timmermans, acest Timmermans? E un olandez care se luptă cu România pentru portul Constanța. Vreau să vă spun aici și acum, Timmermans se luptă pentru portul Constanța, fiindcă riscă portul lor Rotterdam să piardă dominația apelor și a oceanelor, a mărilor. Și atunci portul Constanța va fi unit prin canalul fluvial Dunăre și mai departe Rin, până la Rotterdam și atunci ei vor să pună mâna pe portul Constanța. Olandezul de aia se zbate. Olandezul se mai zbate pentru a cumpăra România flori și tot ce există numai de la Olanda. După aceea se zbate pe produse agricole. Să aducă în România numai fructe și legume pe care nici insectele nu stau. Că dacă îi dă insecta așa la fruct, moare, că e toxică.
Nu sunt bune produsele românești. Să luptăm, deci subiectul 2, să luptăm pentru promovarea brandurilor românești, pentru o agricultură eco din România și să ieșim pe piață. Nu e posibil, termin acum, că mai am încă câteva criterii pentru europarlamentare, nu e posibil ca lanțurile de supermarket să vândă numai de la ei. Nu e posibil când produsele noastre majoritatea sunt din alte țări. Sunt mult mai bune și produsele românești sunt atractive pentru clienți. Dar nu putem, fiindcă au politica marketerilor așa, doar din vest. PSD este acuzat de opoziție că ar vrea să scoată România din Uniunea Europeană și să o ducă spre Rusia. Și aș vrea să ne spuneți, domnule Ardelean, care partid a acționat decisiv pentru intrarea României în Uniunea Europeană și NATO? Așa. Cine luptă pentru admiterea în spațiul Schengen, că tot ați amintit de asta, așa, și ridicarea monitorizării MCV? MCV. Mulțumesc de întrebare. Iată că prin dialogul cu doamna Mica se vede cât de infectată este zona politică. Păi cum poți să spui tu, opoziție, USR-ul, hashtag rezid, liberalii, să spui de PSD că luptă pentru ieșirea României din Uniunea Europeană, când noi am luptat, guvernul Năstase și guvernul României a luptat pentru intrarea în Uniunea Europeană, am intrat pentru aderarea la NATO, suntem adversari declarați ai Rusiei. Și atunci, doamna Mica, vă întreb, cine este cu Rusia? România sau Germania, care are dublu limbaj? Dublu limbaj are și Franța, dublu limbaj are și Italia, Bruxelles are dublu limbaj. Pentru că Germania importă gaz de la ruși și este mare pericol să fie dominația sovietică, dominația rusă asupra Uniunii Europene. Fostul cancelar german Gerhard Schröder acum este omul numărul 2 la Gazprom. Nu mai candidează Merkel acum. O să o vedem imediat într-o mare companie rusească. Și atunci nu-i normal, dragi români, să votați Partidul Social Democrat și candidați eurodeputații noștri să meargă acolo și să le spună. Deci noi suntem care milităm pentru o răcire a relațiilor cu Rusia, pentru că riscăm să fim acaparați principiul dominionului la economie. După aceea, limbaj dublu. Noi nu ni se permite nimic. România n-are voie asta, asta, asta. Și se vorbește și de statul paralel, statul de drept. Nu sunt reguli, dragi telespectatori. Este așa numai o retorică cu statul de drept. Statul de drept în România se face de către Curtea Constituțională și de către Guvern și Parlament prin respectarea legilor care există în România. Există stat paralel, e adevărat. N-au voie procurorii să facă ei pe magistrații și să fie ei să domine țara, să fim țara procurorilor. Stat paralel există. SRI-ul, serviciile toate sunt arondate la acest stat paralel. Asta de acord, dar nu statul de drept. Ei, sigur că da, ne deranjează, pentru că așa se propagă această retorică în vest. În România nu se respectă. Ce nu se respectă? Ne-am luptat acum pentru ca să fie introduse hotărârile Curții Constituționale la codul penal și la codul de procedură penală. Guvernul PSD asta a introdus acum și a votat prin ordonanță de urgență. De aceea, doamna Crina Chilat, vă rog să luptați pentru eliminarea statului paralel din politica României. Vă rog să informați urgent. Când Macovei zice rău, dumneavoastră în secunda a doi să spuneți bine și să spuneți adevărul la eurodeputații din Parlamentul Uniunii Europene. Altfel, ne calcă în picioare, ne trezim. Eu asta e acuza care am adus-o. O să ziceți, domnule, bine, bine, dar și voi ați avut deputați, eurodeputați acolo. De ce dacă Macovei și Neamțu și toată gașca de șoroșiști, că așa-i numesc, Șoroș este unul din cei, cu toată ONG-ul, este unul din cei mai mari adversari ai României. Și atunci, întrebare, zice mult în lume, de ce ai voștri? Asta este acuza care o duc la eurodeputații PSD. Că n-au reacționat în secunda 2. Când Macovei a zis rău, reacționez și spun adevărul. Au fost dezinformați și culmea că lor le convine. Lor le convine la vesti, le convine ca să fie dezbinare în România și nu mai au probleme. Noi nu trebuie să avem funcții, noi nu avem acces la fonduri europene, noi trebuie să avem așa la marginea Europei, o țară de mâna a doua. O altă mare problemă care se ridică, dacă nu vă deranjez, scuzați-mi impoliteța, este și problema migrației. Trebuie să fim foarte atenți. Și aici limbaj dublu. Germania zice că acum luptăm, dar tu ai adus 1 milion
de migranți în Europa și de, mă rog, musulmani, ce-o fi fost fiecare, cu probleme. Și atunci să fim mare atenți, să fim foarte atenți, mare atenție să avem, pentru că pericolul terorismului deja domnește în Europa. Nu poți să mergi într-o capitală europeană, ți-e frică să mergi la Londra, la Paris, la Bruxelles, la Roma, la Madrid, fiindcă este mare pericol a atentatelor. Deci trebuie să fie la unison o luptă și România trebuie să fie vârf de lancă. Încă suntem o țară sigură, dar este problemă și tematică europeană. De ce tot timpul la noi când e de discutat ceva important, una, două, o dăm cu Dragnea, Liviu, lăsați-l domnule pe Dragnea și pe Liviu și pe cine vreți dumneavoastră cu Dragnea. Acum să vă gândiți la Uniunea Europeană și la eurodeputații care ajung acolo. Dacă nu veniți la vot, riscăm să fie extrema dreaptă, curentul de extremă dreaptă, și în Franța, Jean-Marie Le Pen, și în Belgia, și în Italia, au câștigat foarte mult teren, au câștigat teren în lupta politică, riscăm să ajungă la Bruxelles parlamentari care au mesaj de extremă dreaptă și atunci ne merităm soarta, nu vă supărați. N-am ieșit la vot, n-am votat candidații partidului care luptă pentru România și luptă pentru demnitatea României, atunci n-avem ce să ne mai plângem. Deci gândiți-vă foarte, foarte bine. În aparență, zici că nu-i, ba da, e foarte important. Plus că aș vrea să vă mai spun ceva. Nu se vorbește despre Brexit. De ce nu se vorbește? Nu se vorbește despre Brexit pentru că nimeni nu-și dă seama, acum, e fapt, e un început numai. Există și pericolul French seat, German seat, tot exit or fi, fiecare. Se destramă Uniunea Europeană dacă nu gestionăm problemele foarte, foarte bine, pentru că noi avem acolo 400-500 de mii de români în Londra, în Anglia. Nu ne indiferent cum sunt tratați românii noștri acolo. O forță de muncă importantă. Sigur că eu aș vrea, ca să fiu corect și am spiritul paternal, că zic orașul meu, vă așteptăm în orașul meu, în orașul nostru, pentru că locuri de muncă bine plătite. Dar dacă sunt români acolo, ce urmări va avea pentru România ieșirea Marii Britanii, Angliei din Uniunea Europeană? Mai mult, să se creează acele, se inflamează acele, să zicem, aducerea minte de război la frontiera cu Irlanda, care este stat european, la frontiera cu Irlanda de Nord, și atunci plus extremismul francez, de-abia îi place să fie Brexit-ul. Deci nu e chiar așa. Noi trebuie să luptăm, dacă luptăm pentru Uniunea Europeană, și Partidul Social Democrat luptă pentru existența Uniunii Europene și întărirea relațiilor dintre state. Păi ce întărire a relațiilor dintre state? Dumneavoastră ați povestit și ne-ați amintit că acum ajung la MCV. Ce, și la Schengen, ce întărirea relațiilor între state când noi, România, îndeplinim condițiile să fim acceptați în spațiul Schengen? Știți de ce nu ne acceptă? Deocamdată, deși avem toate criteriile, granițe securizate și etc. ce mai trebuie, pentru că ei doresc, ca să n-avem facilitățile de intrat în Schengen, facilitățile economice care le au țările din întreaga Europa. România să nu le aibă, ca să profite și să se creeze plus valoare. Și termin acum cu MCV. 29 de secunde mai aveți. 29. Mecanismul de monitorizare a justiției. Vă dați seama că noi îndeplinim toate criteriile. Și aici este o luptă acerbă și culmea că opoziția și președintele au luptat împotriva României pe acest palier. Să știți că noi nu suntem corupți, mai corupți sunt cei din vest decât românii. Deci românii chiar sunt oameni harnici și demni dincolo de hotarele țării și aici, față de ei. Luăm o scurtă pauză și revenim la discuția noastră. Am securitate în... Maramureșul, locul de unde vin, este unic. Lemnul și piatra spun povești la mine acasă. Tradițiile sunt respectate cu sfințenie și am învățat să prețuim locurile și oamenii. Sunt mândră că sunt româncă, sunt mândră că sunt din Maramureș.
îmi doresc să duc aceste valori în Parlamentul European. Să le arătăm tuturor că românii sunt oameni harnici pe care te poți baza, oameni de cuvânt. Împreună, uniți, patrioți în Europa, putem să construim viitorul copiilor noștri. Sunt Crina Fiorella Chilat și candidez pentru Parlamentul European.